Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Ordine la mobilizare sau război primite acasă de către rezerviștii din România. Comandanții centrelor militare din țară au semnat documente prin care li se cere destinatarilor să se prezinte în cel mult 8 ore la cazarmele militare. Celebrul avocat Aurel Moldovan a primit și el un astfel de ordin de mobilizare, după care a povestit în direct la Antena 3 cât de șocat a fost la vederea actului și ce a urmat. Am primit săptămâna trecută un ordin de restabilire a datelor personale privind stagiu militar. Astăzi, în schimb, am primit acest ordin de chemare sau mobilizare la război a tuturor rezerviștilor. Eu, cum sunt rezervist și sunt locotenent în rezervă, vă dați seama că am rămas șocat, știind că mă duc cu un lucru și mă trezesc cu altceva, a povestit acesta. Avocatul proaspăt mobilizat a precizat că i s-a cerut să spună ce număr poartă la pantofi, la chipiu, la talie, lucruri care duc spre o suspiciune rezonabilă că ne pregătim de un război împotriva voinței noastre. Purtătorul de cuvânt al MIAPN, Constantin Speanu, a explicat de ce au fost trimise astfel de ordine de mobilizare la război. O singură precizare trebuie făcută. Trebuie să se prezinte la cazarmă doar în situația decretării sau instituirii stării de mobilizare de asediu sau de război. Astfel de documente au toți rezerviștii care sunt prinși în rezerva de mobilizare, rezerva operațională a Armatei României în statele de mobilizare ale unităților militare și le-au atașate la livretul militar. Probabil că domnul avocat nu a fost până acum prins în statul de organizare al unei unități care își completează efectivele la război. Chiar dumnealui a spus că prima dată a primit o convocare, să-i spunem, un ordin de chemare la centrul militar, iar acolo i s-a înmânat acest ordin de mobilizare pentru care a semnat de primire. El se activează doar în situația în care se va declara starea de mobilizare sau starea de asediu sau stare de război, situație în care este nevoie de mobilizare a armatei. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.